rece. Mulți ajunși sub rugul jertfei, tremurând privesc calvarul. Câți pot oare să-i suporte flăcările arzând și jarul? Câți pot suporta în tăcere demn și înalt sacrificarea? Pentru ca să fie asemenea prețul cu răscumpărarea. Cine n-are aici dorințe cu nădejde de împlinire, spre a putea, fără regrete, să se ducă la jertfire? Pentru câți e mai înaltă, mai presus, acea chemare, care cere categoric totul, fără ezitare, decât setea de viață, decât lucrurile scumpe, de la care cu atâta luptă sufletul se poate lucra. Ce pătrunzi în conștiința tainei veșnice ce-l cere, să te dărâme în totală resemnare și tăcere. Dacă atunci, sub vechea stare, când slujeau cerinței legii, jertfe nedesăvârșite apăreau ca sacrilegii, dacă se alegea făptura fără de cusur și pată, ca să fie la menținea pentru care e destinată, fruntea turmei, floarea hordei, toate alese să întrunească frumusețea, bogăția, perfecțiunea pământească. O, cu cât mai mult acum, jertfa după noua lege, nu mai poate alege omul, însuși Dumnezeu alege. Nu după omenești criterii, nici pe merite aparente, ci după cu totul alte tainice considerente. Dar fiindcă pe măsura unei astfel de cerințe, întrunind desăvârșirea, nu sunt pe pământ ființe, destinându-și le jertfe, însuși El le curățește. El fiind cel care aduce, El fiind cel ce primește, căci doar El e în stare jertfă s-o dea astfel curățită, încât ea să corespundă și să poată fi primită. Te rugăm, Iisuse Doamne, dăruiește turmii tale har și binecuvântare și ajutor pe-a jertfei cale. Dă-i tu suflete de jertfă, suflete de rugăciune, curăția și lumina, fă mereu sunt cu noi. Am înțeles.